Am ajuns în Val d'Isère. E un oraș de poveste, așa. Pe lux și opulență. E un fel de Poiana Brașov la noi. Aici vin bogătașii din Franța. Nu se uită la bani. Și prețurile sunt mai scumpe decât în Val Claret. Da, noi stăm ca în Azuga, așa. Aici e cam Poiana. Au și baruri afară. Nu ne mai pasă de COVID. Și nu mai ai magazine din astea scumpicele. Uite, avem și un outlet. Uite o curea făcută din cauciuc de bicicletă. Că n-ai, ești în Franța, Turul Franța. Și locațiile, uite ce bine arată. Cu lemn, așa, foarte mișto. Iată. Mișto. Hotel frumos. Piatră și lemn. 4 stele. Și aici e un hotel foarte mișto. Toate sunt mișto. Încolo e mai beznă. Bă, ideea e că atunci când îți zice unul că ești bulangiu, se gândește la faptul că ai o patiserie, uite. Ești bulangiu de la asta, vine, de la bulangerii. Și din categoria lux și opulență avem și Rolex. La fel și Omega. Că poate vii la schi și nu știi cât e ceasul. Uite o bancă făcută dintr-o placă și două schiuri. De fapt erau două scaune și au făcut o improvizație. Apartament 100 de metri, 3.100.000. 34 de metri, 320.000. Ăsta are 27 de metri și costă 270.000. Și ăsta 370.000, 30 de metri. Cam scump, a? Când parchezi mașina e timp limitat o oră. Și toate mașinile au un ceas din asta de hârtie să spui la ce oră ai parcat. Și trece poliția și verifică cât e ora, dacă a trecut o oră. Dacă a trecut o oră, hap, amendă. Șmecheria e că te lasă să vii, să modifici de câte ori vrei, din oră în oră. Doar ca să nu stai aici peste noapte. Hai să încercăm restaurantul ăsta, să vedem cum e. Arată mișto. Raclet, fundu. Așa că dacă vrei să mănânci fundu, mănânci fundu aici. Ia să vedem ce arată pe meniu. În jur de 30 de euro o porție de orice. Arată bine în interior. Ne place. Astea sunt pentru raclet și astea pentru fundu. Măcar berea arată bine aici. Ceva tradițional, nu orice. De deja s-au umplut. Mai devreme nu era nimeni. Aici toate restaurantele se deschid după ora 19. De fapt, bucătăria se deschide după 19. Dar înainte nu prea vine nimeni. E gol. Uite cam așa arată. Raclet. Un cașcaval topit. Uite cam așa arată, specialitate franțizească. Se topește aici cașcavalul, se amestecă cu cărniță. O nebunie. Ia uite ce s-a animat aici. Nu e bun, dar măcar e scump, știi cum e. Na, nu recomand neapărat. Destul de low.